Ziua familiei a fost sărbătorită ieri la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, la evenimentul organizat în parteneriat cu Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din municipiu, a participat și înalt preasfințitul părinte Ioan Mitropolitul Banatului. Ierarhul a binecuvântat cele peste 100 de familii prezente la manifestare și a adresat un cuvânt de învățătură despre pericolul în care se află familia creștină astăzi. Familia este în mare primejdie. Și de aceea încercăm prin biserică să tragem atenția și să sprijinim familia. Chiar și zilele acestea ne-am propus și vom construi cât de curând câteva case pentru familii cu mai mulți copii. După oficierea acatistului Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, au fost citite rugăciuni pentru familie, apoi corul Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara a interpretat cântări. Viața frumoasă, viața completă, este alături de cealaltă jumătate, pe care ai datoria să o iubești, să o înțelegi, să o prețuiești și să-i fii mereu alături. Ați văzut ce frumos ne învață Sfântul Apostol Pavel în Apostolul care se citește la cununie și în care spune că așa este dator bărbatul să-și iubească femeia sa. Precum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Am invitat 100 de familii din toate categoriile sociale, inclusiv familii cu copii cu dizabilități, pentru că toți să se bucure și să petreacă o asemenea după amiază. La final, familiile invitate au primit cartea intitulată Pe cărarea Raiului, a înalt preasfințitului părinte Ioan.